Astăzi din raionul Drochia am primit citațiile cum le primesc membrii Partidului Liberal Democrat. Spuneam că nici nu este indicată calitatea procesuală și cei care nu au fost la procuratură deja au fost informați, este și ordonanță privind aducere silită. Deci urmează ca un număr de 13 persoane să fie aduși cu forța la procuratură pentru ca să dea un răspuns. Dacă au semnat sau nu cererea de aderare la Partidul Liberal Democrat să semneze de 10 ori așezat, de 10 ori în picioare. Închipuiți-vă, vă rog frumos, ce se întâmplă în situația a 60 de membri PLDM din comuna Bălăsești, raionul Sângerei, unde astăzi dimineață au distins procurorii din raionul Sângerei, iar sectoristul din localitate și-a mai adus încă colaboratori din satele alăturate, merg în câmp, depistează membrii Partidului Liberal Democrat și îi aduc la primărie ca să fie audiați. Asta este problema Republicii Moldova. În continuare, un caz, din punctul meu de vedere, care încă o dată atestă gravitatea situației. Cazul celor de la Zgârdești. Cei care au decis să părăsească un partid politic. Trei controale din partea trei instituții de forță față de aceiași cetățeni. Primul control sau prima audiere din partea Procuraturii Anticorupție. Al doilea, din partea poliției. Ca vinerea trecută, poliția economică deja, în baza unei petiții, să audieze aceiași cetățeni în aceeași problemă. Numai că este un mic detaliu. Audierea a avut loc până la ora 9:30 seara. Cine cunoaște elementarele norme de procedură știe că este un timp exact rezervat pentru a petrece aceste audieri fără întreruperi, dar și mai grav, la aceste audieri a participat și cetățeanul Roșca Ion, care nu este altul decât tatălui Roșca Iure, vicepreședintele Parlamentului și președintele Organizației Teritoriale PPCD. Și nu numai că au asistat, au participat, au adresat întrebări, este încă un element care demonstrează că în Republica Moldova nu există limită, nu există drepturi și nu există organe ale statului care trebuie să vegheze asupra respectării drepturilor cetățenilor. Să știți că toate trei interogatorii au început cu audierea morților de la Zgârdești. Primii care au fost audiați au fost membrii Partidului Liberal Democrat, care din nefericire aveau același nume și prenume cu unii oameni care au decedat. Referitor la comuna Bălășești, Sângerei, dacă mergem până la Bălășești să vedeți, cum procurorii prind membrii Partidului Liberal Democrat pe timpul, pentru că este vreme bună de lucrat pământului și aduc forța la primărie. Și aici mai este o chestie. Cazul de la Nucăreni, când toți 19 membri au fost audiați zilele trecute, în văzul satului, să zic așa. Deci chestia asta este clar de intimidare, pentru că să-i aduni toți în fața primăriei, toți membrii partidului dintr-un sat, să-i ții în fața primăriei, să-i inviți câte unul. Pentru că, în mod normal, citații, audieri, ora stabilită, îți stabilește localul, ai venit la ora stabilită, ai prezentat, ai plecat. Nu. Toți erau ținuți în fața primăriei, în așa fel ca cât mai mulți cetățeni care trec prin primăria Nucăreni să vadă că ceva se întâmplă. Ne gândeam la un moment dat că totuși nu vor recurge la persecuții și represiuni politice în toate raioanele. Azi, de fapt, am fost informați că în ultimile raioane care rămâneau în afara vizorului organelor de forță s-au început aceste represiuni. Ele se produc după un anumit format. În fiecare procuratură a raionului a venit un chestionar în baza căruia sunt interogați membrii Partidului Liberal Democrat. Depinde doar de bună credința și sau rea credința ofițerilor de urmărire penală sau procurorilor care interoghează
membrii noștri. În multe cazuri la Băț, de exemplu, interogatorile s-au produs într-un climat de o presiune psihologică ieșită din comun. Am avut cazuri de Leșin, colega noastră, doamna Iemciuca, leșinată în fața procurorului, nemai rezistând să răspundă timp de o oră, de fapt din cauza tratamentului inuman și degradant la care a fost supus în cadrul interogatoriului. Tot la Băț am avut un caz foarte interesant. Un alt membru al nostru care este invalid de gradul 2, doamna Nina Burkowski, a refuzat să prezinte la procuratură din simplu motiv că nu se poate deplasa motive de sănătate. Procurorii au insistat de 3-4 ori ca doamna Burkowski să se prezinte, până la urmă au venit procurorii și au interogat-o acasă. Noi avem organizații teritoriale în care toți membrii sunt audiați, cum este cazul organizației de la Glozen sau alte organizații. Deci scopul nu este doar efectuarea unei verificări la ceea ce a spus Ministerul Justiției, vorbind din punct de vedere formal. Scopul este ca toți membrii să treacă prin cuțitele procuraturii, vorbind metaforic, în așa fel ca cetățenilor Republicii Moldova să le piară odată și pentru totdeauna pofta de a participa la activitatea unui partid politic și de a se implica în viața publică.